și călătorești cu Europa FM. Așa. Acum e atunci. Avem ghicești și călătorești. Practic, călătorești și ghicești și chiar viță vercea. George a intrat în pauză vocală. Iar nu mai vorbește? Da, mă strugă gătură. Avem 1000 de euro, sunt banii pe care îi... Dă-i un ceai. Pe care îi dăm în... Hai că după concurs, nu te lua după plăt. Ce ceic acum să poate să rămâi fără te ungem. Ia, ți-am făcut ceic? Gata, mulțumesc. Ceai verde cu lămâie și miere. E perfect, mulțumesc, sunteți niște drăguți. Da. Vrei și ceva de mâncare? Nu. Noi am vrea, dacă punem pe picare. Bine de tot. Da, am aflat destul de multe în ultimele două zile despre, da, multe indicii despre locul unde am ascuns eu biletul de vacanță de rândul ăsta. Nu, am aflat despre unde nu l-ai ascuns. Mulțumim mult, Marcela, să română. Am aflat, da, dar sunt și câteva indicii despre unde, tip Us. Localitate. Ai prins-o? Sau că e în Europa. Ma, nu? Da. Băi, în Europa e. Nu mai dați indiciile acum. Ele sunt pe site. Pentru mai multe indicii, accesați site-ul www.europafm.ro. Acolo este cu HTTPS toate indiciile de până acum. Și astăzi avem o primă întrebare de la Mihaela. Bună dimineața! Bună, Mihaela, ce faci? Mă duc spre servici. Ciu. Unde lucrezi? Mai zine câte ceva. La o firmă mai micuță. Cu ce se ocupă? E mică de aia noastră. Reprezentat în vânzări. Aha, foarte bun. Și ce vindeți? Mamă, ce greu e să fiu. De toate. De toate, da. E ca la școală, știi? Da. Și unde e? Și da. Hai mai spunem despre tine. La biologie. Vorbește-mi despre tine. Da. Hai nu lăsați, lăsați. Gata, Mihaela. Mihaela în pace. Ce oraș ești, Mihaela? De unde? Din Cluj. Din Cluj. Mihaela din Cluj adresează astăzi prima întrebare la ghicești și călătorești. Zi. Da. Da. Vreau să vă întreb dacă țara respectivă se află undeva în centrul Europei. Vezi, mai bună approach-ul ăsta. Mai bună această abordare. Luca să spună. În linii mari... Acum, vezi, asta cu centru, nordul, sudul, întotdeauna e complicată, că Europa asta, noi o asimilăm ca fiind până la Rusia. Dacă... Nu, lasă-l în pace. Să vedem cum asimilăm. Până la granița cu Rusia. Da, da. Și... Dacă e în considerare și partea europeană a Rusiei, centru pică în... mult mai... Pică aici, lângă, până la Balotești. Suntem aproape în centru noi, da. Așa că, da, mai degrabă nu e în centrul Europei. Mai degrabă nu e în centrul Europei. Dar vrei să-i mai dai o șansă? Da, uite, mai poți adresa o întrebare. Hai, zicem pas. Îi spunem pas, da, întrebării tale. Da. Atunci o să vă întreb dacă este vecină cu România. Adică dacă avem graniță comună. Da. Asta întrebi. Aha. Aici îți putem spune un categoric nu. Mulțumim. Mihaela nu are graniță cu România. Mulțumim, iată cum s-au mai exclus o sumedenie de țări, că noi fiind o țară cu mulți vecini și cu mare. Așa și așa mulți. Constantin, bună dimineața. Bună. Salut, Constantin. Salut. Bună dimineața. De unde ce ești? Faci, Constantin? Din Iași. Din Iași. Așa. Ce faci, Constantin? Sunt din Iași, asta fac. Nu, eu l-am întrebat în același timp. A, de unde ești. A fost o sumă de întrebări. Eu am auzit aia. L-am bulversat. Ce faci? Da, asta fac. Zine și ce faci ca să îi liniștim și eu pe băieți. Din Iași. L-ați închis de tot. Alo? Constantin? Nu. Alo, bună dimineața. Am crezut că vorbesc cu altcineva. No. Practic vorbeai cu altcineva, că până acum ai vorbit cu Zafa, da, cum vorbeai cu... Deci vreau să întreb, țara care este ascuns biletul de vacanță este undeva în Italia? Dacă țara e undeva în Italia? Adică dacă e la Vatican? Țara este Italia? Era bună și întrebarea asta. Țara respectivă, îți dai seama, ți-ar fi dat comandă. Țara respectivă este în Italia? E bună întrebarea, până la urmă, da. Ieșea, Vatican. Încă două state în Italia. Care da? Mai sunt, mă? San Marino și Vatican. Vatican, da, dar cum încă două? Am zis Vatican. Nu, însă în Italia mai sunt două state. Ai zis mai sunt încă două în afară de Vatican, asta am înțeles. A, nu. Țara nu e în Italia și nu e nici Italia. Dar San Marino este în Italia? Da. În interiorul Italiei? Da.
Total. Serios? Da. Ia măi să văd. Uite că mă înveți lucruri. Apar n-aveam. Stai așa, să vorbim și cu Claudiu. Bună dimineața, Claudiu. Bună dimineața. Salut. Bună. Tu ce faci, Claudiu? În ea și tu? Eu bat un cui acum. Excelent. Bravo. Cel mai bun răspunsul zilei. Și în ce județ bați cuiul ăla? În Neamț. Bine, măi, Claudiu din Neamț, ne bucurăm că te-ai oprit din Bocănit. Uite, mă, așteptăm să ne... Că... unde crede? San Marino? Iartă-ne puțin, la Claudiu. La graniță undeva. La granița cu ce? Cu Franța, cu ceva, okay. Cu partea aia, cu Austria. Credeam că e mai la munte, nu credeam că e... Ia te uite, frate. E practic în Umbria, cum ar veni, nu? Da, da mă, da, eu... Poți să verifici și dacă au cântat cum tot... Cum și-au negociat ei pe acolo, nu vă spun acum, dar... Și ziceau, Ciolan a fumat uscat, iam. Poți să verifici dacă, dacă au cântat totul pe acolo, ca să poate pe acolo să mai cunoscuți? Claudiu! Da? Îmi cer eu scuze pentru că colegii mei s-au dus în altă discuție și tu ai atâta treabă, bătei cuie. Zine, zine ce ai de întrebat ca să vedem cum facem. Țara unde se află biletul începe cu o consoană. Ah, bună abordare, bravo. Tare, tare. Să știi că mi-a plăcut foarte mult întrebarea ta, Claudiu, și răspunsul este da. Da, nu știu cu ce te ajută, dar mai scos câteva țări. Ai scos câteva țări, da. Austria eliminat. Olanda cea mai eliminată. Albania. Albania a eliminat și Albania. Opriți-vă, mă. Nu vreți să faceți o listă, o citiți voi. Și gata, rezolvăm cazul. Păi tot ce e cu consonant nu e așa greu. E, nu e. Tot ce e cu vocală. Că am mai avut surprize, să nu uităm de dublu sau nimic. A Rusia? A Rusia, da. A, da. Rusia. Hai, Claudiu, zi mai departe. Alfabetul țării respective este chirilic. Așa, asta e interesantă. Te-ai lăcomit aici. Nu s-a lăcomit. Păi sunt puține cu alfabet chirilic. Mai multe cu alfabet latin. Da. Deci a vrut să restrângă mult. Claudiule, alfabet chirilic n-au. Alfabetul ne și znaiem cum? Țara începe cu consoană, dar... Deci astăzi am aflat că nu este vecină alfabet cu România, în sensul că nu are graniță. Nu este în Italia și nici Italia aici am dat noi de la noi. Și nu prea în centru. Da, țara... Da, nu, aia e pas. Țara în care se află tichetul... Începe cu o consoană da și alfabetul țării nu este chirilic. Da. Mai e lung, drum lung până departe. Claudiu, spor la treabă. Noi ne reauzim și mâine cu alte întrebări în căutarea tichetului de vacanță. In the morning. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM.